Bun găsit, stimați telespectatori! Continuăm ciclul emisiunilor pe tema trezirilor spirituale cu pastorul Suciu Ezechiel din Seattle, Washington, original din Cluj. Bine ai revenit! Mă bucur Ezechiel. Să vă regăsesc bine! Amintisem în emisiunea precedentă că s-ar putea pentru unii să pară o, știu eu, abordare prea directă, ca să nu zic o jignire, chemarea la trezire e chiar atât de actuală. Văd că ți-a apărut cartea și mă bucur că avem cartea pe marginea căreia de fapt facem aceste emisiuni. Și aici în carte scrie treziri vechi pentru adormiți noi. Este adormirea un pericol în toate veacurile și poate mai accentuat chiar în vremurile noastre, ca să abordăm o astfel de temă? Istoria omului cu Dumnezeu a cunoscut într-adevăr o permanentă nevoie de trezire și o permanent pericol de adormire. De aceea am și parcurs trezirile din Scriptură ca să vedem că de la începutul omenirii și până astăzi, de altfel, istoria omenirii poate fi privită ca un șir de treziri și de adormiri, ca să spunem așa. Niște valuri permanente, mai la aproape una de alta sau mai la distanță, mai mari sau mai mici, dar în permanență există pericolul adormirii. Iar în viacul în care trăim, cu atât mai mult. Pentru că este, cum spune Scriptura, diavolul este înfuriat și știe că mai are puțină vreme și folosește toate mijlocele de amăgire. Ori trăim într-un veac în care mijlocele de amăgire sunt foarte diverse și bine puse la punct, și diavolul le folosește de multe ori, din păcate, cu succes, chiar și asupra Bisericii Domnului. Și asta e trist, e adevărat. Iar balansoarul legănării pentru a dormi e din ce în ce mai la îndemână. Exact. Păcatul are multe forme de înfășurare și ne întârește și ne amăgește și ne adoarme și devenim insensibili, într-adevăr, la relație. Să le spunem, înainte de a merge spre o trezire specifică, să le spunem telespectatorilor, de unde este practic formularea trezește-te tu care dormi sau deșteaptă-te tu care dormi? Da, acestea sunt cuvintele pe care Apostolul Pavel le citează în scrisoarea lui către Efeseni, de altfel luate din cartea lui Isaia, din Vechiul Testament. Este sigur, apropo de cât e de șocantă această afirmație, da, este și de fapt aceasta e și dorința mea și cred că a Domnului, Apostolului Pavel și Efesenilor le scrie, măcar că Efesul era o biserică destul de bună și totuși le transmite această poruncă și el și acest avertisment pe care să-l trăiască ei și să-l transmită altora, că Dumnezeu ne cheamă la o viață de trezie spirituală permanentă. Așa că omul care se găsește în pericol, nu cred că se supără să-l avertizezi și să spui fii atent că te duci în iad sau fii atent că îți rupi capul. Cred că ar trebui să spună mulțumesc. Fii atent că s-a prins casa, da? Așa. Ieși afară. Răspunsul normal ar trebui să fie mulțumesc. Mulțumesc, dacă nu mă avertizeai, ajungeam în prăpăt și pierzanie. Deci depinde cum o iai. Dacă ești un om mândru și nu vrei să te pocăiești, asta e o jignire. Da. Încă un gând doar și apoi să intrăm în trezirea care o avem în vizor, trezirea din Gosen, din Egipt, din timpul robiei egiptene a poporului evreu. Tot acolo în Efeseni 5:14, după ce se spune deșteaptă sau trezește de tu care dormi, mai se adaugă cu virgulă, așa după virgulă, scoală-te din morți. Nu e o poruncă care nu se poate îndeplini? Da, este o figură de stil, e adevărat. Un mort nu se poate scula. Dar noi oamenii nu suntem morți. Suntem morți în relația cu Dumnezeu, dar altfel nu suntem morți. Avem încă cu noi vorba lui Solomon. Chiar când m-am îndepărtat de Dumnezeu, nu mi-am pierdut înțelepciunea, nu mi-am pierdut judecata. Deci, cu alte cuvinte, chiar dacă sunt pervertite multe atribute divine în ființa umană, se pare că Dumnezeu așteaptă, conform versetului pe care l-ai subliniat, ca omul să fie sensibil la stimulii trezirii. Așa cum unul care doarme, ai zice, nu-i pot cere nimic, el doarme, da? Dar când stimulii trezirii, lumina, zgomotul, ceasul deșteptător, soția, copiii, produc ceva
stimul de a te trezi, sigur că e normal să poruncă atunci scoală-te de acolo și începe viața. Deci nu e o moarte de plină în sensul fizic, psihic, nici chiar sufletesc. Spirituală, chiar de tot, mai ales în civilizațiile creștine. Da. În Efeseni 2 se zice, voi erați morți, da, dar totuși cunoștința Evangheliei există. Dacă nu există glasul conștiinței și tot ce la... Măcar da, glasul conștiinței pus în om este totuși un stimul care ar trebui să-l țină cât de cât treaz. De fapt, vorbind despre stimul, ar fi bine să reamintim telespectatorilor structurarea fiecăreia dintre cele, nu știu câte treziri ai în carte. Vreo 20. 20, culese atât din Vechiul cât și din Noul Testament. Da. Ai niște capitole asupra căreia insiști, care sunt acestea, și apoi să le aplicăm la situația din Gosen a poporului evreu. În primul rând, primul element al unei treziri sunt adormiții Domnului, să spunem așa, adică oamenii care au nevoie de trezire. Apoi sunt stimulii pe care Dumnezeu îi folosește și ăștia sunt destul de diverși, cuvântul lui Dumnezeu. Un fel de agenți ai treziri. Da, agenții sau pachetul de stimul pe care Dumnezeu îi folosește, cum este cuvântul lui Dumnezeu, mesagerul lui Dumnezeu, minunile Duhului Sfânt, suferințele și așa mai departe. Apoi sigur că e bine de surprins totdeauna ce suport avem noi în această trezire sau Dumnezeu cum rezolvă problema păcatului nostru, că pe plata păcatului trebuie să fie moartea, nu viața. Ori noi vrem să ne trezim la viață și aceasta e jertfa lui Hristos și sigur că vorbim și de consecințe sau de reforme în urma unei treziri. O trezire autentică este urmată totdeauna de o reformă la viața personală, la viața de comunitate creștină. Să spunem așa. Pentru că timpul fuge și avem mult de abordat, să vedem cât vom fi de succinți ca să epuizăm, dacă va fi posibil, în 50 de minute. De ce e importantă această trezire din perioada lui Moise? Este foarte importantă pentru că avem de-a face cu acel popor ales al lui Dumnezeu prin Avram, care timp de 430 de ani trăiește în Egipt, într-o cultură păgână, idolatră, și anii trecând, oamenii aceștia au coborât, să spunem așa, ștacheta vieții spirituale, mai mult au preluat din idolii Egiptului, slujind așa și lui Dumnezeu și idolilor din Egipt. Apoi robia aspră probabil i-a aruncat în descurajare, în deznădejde, și n-au mai crezut probabil cei mai mulți în Dumnezeu. Așa că era nevoie de o mare trezire după promisiunea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i scoată de acolo și ca și comunitatea lui Dumnezeu, dar și chiar ca și o națiune, să trezească și să formeze un popor în frunte Moise, să îl ducă în țara promisă de Dumnezeu în Canaan. Poate o masă de robi să fie sensibilizată, deci în general e acea structură a nevoilor, al lui Maslow sau Maslow sau în sfârșit nevoile primare până la nevoile superioare, ori robii probabil se limitează la nevoile primare, supraviețuire, hrană și așa. În ce măsură vor fi reușit totuși evrei să păstreze după 400 de ani promisiunea lui Dumnezeu că va veni o vreme în care vor fi readuși în țara lor? Au păstrat, dar de multe ori poate ai informația, dar n-ai credința necesară și generație după generație se șterge, se diminuează această așteptare, această dorință, această credință. Însă iată că Dumnezeu se uită la acest popor, își aduce aminte de promisiunea lui și chiar dacă de la Iacov încoace s-a menținut o vreme, vreo 250 de ani până când și Iosif a murit, s-a menținut o oarecare stare de trezie, după care tot mai mult au căzut în departe de Dumnezeu. Așa că poporul în adevăr avea nevoie de o mare trezire. De altfel se spune aici că în versetul 23 din capitolul 2 din Exod, după multă vreme împăratul Egiptului a murit și copiii lui Israel gemeau. Asta era de fapt starea poporului.
subiectul pe care Dumnezeu vrea să-l trăiască, din pricina robiei și scoteau strigăte deznădăjduite. Cuvântul deznădăjduit îmi subliniază mai bine adevărata stare a poporului. Erau disperați, erau fără speranță, credința în Dumnezeu era probabil doar în câteva inimi de acolo, mai, cei mai în vârstă poate, străbuni de ai lor care mai erau în viață, dar pierduse perspectiva că Dumnezeu ar fi putut să își mai aducă aminte de ei. Oricum, chiar unul din agenții principali ai trezirii, Moise, face dovada că s-a păstrat totuși credința în Dumnezeu, deci din partea părinților, a mamei, care a fost luată ca și doică pentru Moise, s-a păstrat și s-a transmis această perspectivă. Nu degeaba în Evrei 11, vorbindu-se despre Moise, se spune că el n-a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, pentru că avea ochii ațintiți spre răsplătire. Deci exact. Exista da. O țintă. Da. Exista o țintă. Chiar Moise a grăbit un pic procesul. Doar cu 40 de ani a vrut să o facă mai repede trezirea decât a vrut-o Dumnezeu. A intenționat să o grăbească, n-a reușit. Așa, n-a reușit. Ba chiar el, diaconul Ștefan, în Fapte 7, scrie despre Moise. Moise credea că ei, adică frații lui evrei, vor pricepe că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. De vreme ce n-au priceput, înseamnă că ei nu erau pe fază, să spunem așa, nu erau sensibili la promisiunea aceea, că a cam sosit vremea. Și nu numai că nu au crezut în Moise, dar nu credeau în posibilitatea eliberării, în posibilitatea eliberării, da. Deci n-au crezut că Moise ar fi cel care-i chemat să facă așa ceva. Ba mai mult, Moise a fost înfruntat foarte dur de confrații lui și când a vrut să facă un pic de dreptate pe acolo printre ei, a zis, dar cine te-a pus pe tine? Vrei să faci cu așa. Noi ce ai făcut cu egipteanul? În loc să spună, măi, ce bine că pe unul îl interesează de soarta noastră, poate că ăsta o fi, dar l-au respins în prima fază. Starea lor însă era grea în Egipt, pentru că, cum am spus, ajunseseră la o închinare păgână, idolatră acolo. Știm de vițelul de aur pe care, până la urmă, în călătoria lor spre țara promisă, L-au turnat și s-au închinat lui. Asta dovedește că, de fapt, asta fusese o practică pe care o părăsise la ieșire în Egipt, dar n-au părăsit-o de tot în inimă. Înseamnă că poporul acesta era idolatru. Nu că nu se închina și lui Dumnezeu, așa cum făceau și samariteni și găsim în scripturi, un fel de corcituri foarte interesante, unde putem aluneca toți dintre noi, să vrem să slujim la mai mulți Dumnezei deodată. Pe vremea lui Ilie așa, foarte clar. Să vrem și la unul și la celălalt, măcar că Domnul Hristos ne spune că nu se poate să slujești la mai mulți domni. Și Dumnezeu a folosit niște stimuli puternici, deci să enumerăm, s-a vorbit deja despre suferința. Da, stimulii pe care Dumnezeu îi folosește aici sunt poate bine surprinși și în Exod, dar și în Cartea Faptelor. În primul rând, cred că a fost cuvântul lui Dumnezeu, acea promisiune divină că după 430 de ani Dumnezeu intenționează să-i scoată din robia egipteană. În Fapte 7:17 se spune așa: se apropia vremea când trebuia să se împlinească făgăduința pe care i-a făcut-o Dumnezeu lui Avram. Norodul a crescut și s-a mulțit în Egipt. S-a mulțit din punct de vedere numeric. A crescut din punct de vedere numeric, din păcate n-au crescut din punct de vedere spiritual, care era tot mai grea această stare. Deci, să generalizăm puțin, la originea oricărei treziri e cuvântul lui Dumnezeu. Da, care dă speranța că există un eliberator, că există o soluție, că există o putere dincolo de cel adormit, care poate să-l aducă la viață și să-i dea puterea să trăiască și să umble după Dumnezeu până ajunge în Canaanul lui spiritual. Pentru că imaginea eliberării lor și a mântuirii lor, până la urmă, e un fel de icoană a mântuirii noastre personale sau a mântuirii umanității. Chiar se poate face o paralelă extraordinar de interesantă între una și alta. Da, da. Da. Deci cuvântul lui Dumnezeu, suferința s-a amintit deja. Suferința, da, chiar tot în Fapte se spune despre suferința
respectivă. Și ce mă doare pe mine este că astăzi această stare nu o mai vedem nici măcar ca o suferință, lepădarea copiilor. Dar cea mai cumplită suferință a lor, evreii doreau și iubeau copiii și fiecare familie avea un 6-7 copii în ograda lor. Se spune așa în Fapte 7, 18 cu 19, s-a ridicat un alt împărat care nu-l cunoștea pe Iosif. Iosif fiind fiul lui Iacov, până a murit Iosif, starea lor n-a fost foarte rea, a fost bunicică. Împăratul acesta a uneltit împotriva neamului nostru și a chinuit pe părinții noștri și culmea chinului lor, zice, până acolo ca să-și lepede pruncii ca să nu trăiască. Deci era, nu era vorba de avort atunci, ci de faptul că imediat ce se nășteau, mai ales băieții, trebuiau să fie omorâți. Și să nu uităm promisiunea de a veni Mesia printr-o evreică, prin nașterea de fii. Practic, diavolul totdeauna a urmărit extirparea. Și a fost frică să nu se întâmple așa ceva. Da. De aceea avem elemente în istoria poporului evreu în care diavolul, într-un mod foarte vădit, vrea să stârpească sămânța femeii, cu alte cuvinte. Și pe timpul lui Moise, bine spuneau ei, să nu se mulțească bărbații, că ăștia așa de tare se mulțesc, încât o să devină mai tari ca noi și pun mâna pe țară și am pierdut împărăția. În Daniel se va zice mult mai târziu despre un lider, eu îi zic super liderul mondial, care nu va ține seama de dorința femeilor și unii spun că ar fi de orientare homosexuală, dar convingerea mea este că nu va ține seama de dorința femeilor în sensul de a procrea. De a face copii, da. Dorința maternă e extrem de puternică. E înscrisă în structura. Da. Un consilier spunea chiar că sunt două crize în viața unei fete, a unei femei. Prima criză, nu toate, dar unele din ele. Prima criză este în jurul vârstei de 26 de ani, este criza de căsătorie, dacă nu e căsătorită, iar a doua criză în jurul unei vârste de vreo 36 de ani. Dacă nu are copii, poate să se declanșeze. Deci au suferit cumplit inclusiv prin lepădarea, prin uciderea pruncilor. Da. Suferința, cum am spus, însă de multe ori poate să stârnească la credință sau la revoltă, dar totuși cel sensibil ascultă de porunca, trezește-te tu care dormi, suferința ce ți-am trimis sau cu alte cuvinte este spre trezire, spre viață și nu spre nimicire. În multe versete din Scriptură găsim astfel de afirmații ale cuvântului în care se spune până ce am fost smerit, rătăceam. Adică până când Dumnezeu nu m-a smerit, eram pe calea rătăcirii, spune Psalmul 119, de exemplu. Dar acum păzesc cuvântul tău. Este spre binele meu că m-ai zmerit. Dacă ajungi la concluzia asta în suferință, șansele sunt foarte mari ca într-adevăr să guști o trezire serioasă, o trezire adâncă și de durată în suferință. Sigur că cel de-al treilea factor al trezirii este omul. Omul trimis de Dumnezeu sau oamenii. În cazul nostru, omul numărul unu, sigur că și el a avut o echipă, niciodată omul Dumnezeu de obicei nu-i singur, dar este un vârf de atac. Vârful de atac a fost Moise, pe care cei ce au citit Scriptura cunosc istoria, înseamnă scos din apă, pentru că Moise a avut și el soarta decretului, sub decretul faraonului să fie aruncat la moarte, să fie dat la moarte, dar mama lui l-a salvat punându-l într-un sicriaș de papură pe Nil și în sfârșit fata lui faraon îl recuperează de acolo, îi găsește o doică Toma pe mama lui și asta e bine că i-a insuflat credința și identitatea lui de neam. Foarte interesant că viața lui Moise într-un fel prefigurează viața umanității. În cei 6.000 de ani. În cei 6.000 de ani. Deci el a trăit 120 de ani și la două treimi din viața lui, după 40 de ani la faraon și 40 în pustie, la 80 de ani din 120, la două treimi, intervine rugul aprins, trezirea practic al lui Moise. Da. La două treimi din existența Terei, după cum înțeleg eu cel puțin, a venit Duhul cel Sfânt, a venit Iisus Hristos și apoi, mă rog, trezirea de la Rusalii din ziua Pentecostului și de atunci a fost
cu totul altfel. Zic eu că e interesant această părere. Dumnezeu a făcut el. Deci pentru a fi influențat o colectivitate, că în general ai urmărit și urmărești în carte trezirea unor colectivități, nu doar a unor persoane individuale. Pentru a se trezi o colectivitate, trebuie mai întâi un om să fie trezit el. Da. Moise a fost trezitul lui Dumnezeu. A fost trezit. E adevărat, cum spuneam mai înainte, el a încercat, știa, eu cred că a avut o promisiune din partea de Dumnezeu, dar nu i-a știut exact ceasul. Și n-a știut mijloacele, l-a crezut că prin puterea lui. Prin puterea lui, prin influența lui, prin poziția lui. De aceea Domnul a și lăsat să se frângă, să se zdrobească, să ieșuieze, încât a trebuit să fugă, urmărit fiind de faraon, căruia i s-a spus că Moise începe el să uneltească, și să miște printre evrei. Și a trebuit să fugă departe de poporul lui, departe de speranțele pe care le avusese. El însuși spune, el spera că și ei știu ce știe el. El spera că și ei văd ceea ce el vedea, că a sosit timpul, că se apropie. Și el simțea că el e chematul. Doar că a luat-o cu 40 de ani mai degrabă. Acele trei secvențe din viața lui Moise, cineva spunea, prima perioadă, Moise se considera cineva. A doua perioadă, a ajuns la concluzia că este un nimeni. Așa. Și a treia perioadă, Dumnezeu arată umanității și cosmosului, dacă vrem, ce poate să facă printr-un om care ajunge la concluzia că e un nimeni și se bazează pe el. Deci Dumnezeu nici nu poate salva pe nimeni care se bizuie pe forțele lui. Pentru că nu există soluție de mântuire și de salvare în puterea omului. De aceea și Dumnezeu l-a îngăduit pe Moise să falimenteze, ca apoi, cum ai spus, să fie gata de a fi dependent 100% de soluția lui Dumnezeu, de calea lui Dumnezeu. La 80 de ani, deci 80 de ani de pregătire i-a trebuit acestui bărbat ca să fie, să spun așa, echipat, pregătit, disponibil și priceput în a conduce această lucrare mare de salvare a unei națiuni. Unii spun că poate vreo 2 milioane de suflete era format acest popor care s-a mulțit nespus de mult în cei 430 de ani. Și tot Ștefan în Fapte 7, îmi place că Ștefan acesta concentrează într-un capitol acolo istoria poporul evreu, spune în versetul 20 și apoi 34, Domnul vine să-i vorbească lui Moise. Acolo, departe, unde în Madian, nici nu cred că se mai gândea el la vreo... În spatele oilor 40 de ani. Așa. A fost păstor 40 de ani la oile socrului său. Zice, Domnul, așa am văzut suferința poporului meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele. Dumnezeu ascultă și gemetele, nu doar rugăciunile. Și m-am pogorât să-i izbăvesc. Dar Domnul vrea să-l implice. M-am pogorât eu să-l izbăvesc, dar împreună cu tine. Acum du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise, mai în continuare spune, de care se lepădaseră ei, adică frații lui, când au zis cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător, Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului care îi se arătase în rug și care cred că era tot o cristofanie, o arătare a Mântuitorului care îl chema să-l folosească. Mulți alți oameni al lui Dumnezeu au fost, deci, ca și Moise, am văzut până acum Set sau Iacov sau, uite, Moise în cazul nostru, folosiți de Dumnezeu pentru a trezi, deci, pe cei din jur împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu era în spatele lor, era în ei și prin ei lucra lucrarea de izbăvire. De fapt, așa cum areți în carte, manifestarea puterii extraordinare a lui Dumnezeu cu acea ocazie și-a adus contribuția la trezire. De fapt, cineva spunea că sunt două etaloane ale puterii lui Dumnezeu, una în Vechiul Testament și una în Noul Testament. Cea din Vechiul Testament este tocmai ce discutăm noi, scoaterea miraculoase a poporului evreu din Egipt și în Noul Testament învierea lui Hristos. Da. Istoria a fost într-adevăr marcată de perioade în care Dumnezeu s-a dezlănțuit, dacă e bun cuvântul, în toată forța lui, acolo unde era
întunericul beznei sau acolo unde împietrirea, descurajarea, moartea își făcuse lucrarea. Și parcă niciodată n-a fost ca în Egipt, da, în Vechiul Testament. Da, în Vechiul Testament. Vom mai avea o fază în Vechiul Testament, nu de avergura cei din Geneza, în timpul lui Ilie și Elisei, Elisei, tot într-o perioadă de absolut mare întunecime. Și în regatul de nord, unde nu prea a fost trezire. Da. Să încercăm să mergem și mai selectiv. Mai avem numai 25 de minute. Te rog. Deci, minunile sunt un scop în sine? Că unii caută supranaturalul cu orice preț. Da. Vreau să-i descurajez pe cei ce cred că orice trezire înseamnă semne și minuni. Nu, Dumnezeu va socoti în care caz este nevoie de această artilerie grea a lui Dumnezeu. Spun asta pe baza cuvintelor Domnului Hristos, care și El, prin El Dumnezeu a lucrat lucrări mari și minunate, încât unul din evanghelii spune că dacă s-ar fi scris toate, nu încăpeau în Ioan. Lume. Da. Dar tot Ioan scrie în capitolul 10, credeți măcar pentru lucrările pe care le fac eu printre voi. Acest măcar înseamnă că e ultima armă pe care Dumnezeu o scoate în luptă atunci când lupta e cea mai grea, asta o aruncă în luptă, să reușească să trezească credința, să înflăcăreze acel muc care mai arde puțin, să-l înflăcăreze, să trezească credința. De altfel, Domnul se bucură cel mai mult când îl luăm pe cuvânt și credem în cuvântul lui. Nu degeaba îi spune lui Toma, tu ai văzut și ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Deci, îl onorează pe Dumnezeu o acțiune sub imperiul cuvântului, nu neapărat a miraculosului. Și această credință este stabilă. Și această credință nu va trăi doar prin minuni. Se întâmplă un lucru ciudat. Dacă e un om întors prin minuni, așteaptă că toată viața să fie presărată cu minuni și va rămâne descurajat. Păi eu am venit la Dumnezeu printr-o minune și ea ca nu mai sunt minuni. Te pomenești că m-am înșelat atunci sau Dumnezeu nu și mai este? Au fost cazuri de vindecări miraculoase și după aceea omul s-a lăsat de credință. S-a lăsat de credință. N-a învățat să se hrănească cu promisiunea lui Dumnezeu. Deci, cu alte cuvinte, minunile și semnele, arătarea supranaturală a lui Dumnezeu nu sunt scop, ci sunt un instrument de trezire a celor mai adormiți, să spunem așa. Ai surprins și tu în carte și eu am remarcat cu mult timp în urmă, despre Ioan Botezătorul se spune, măcar n-a făcut nicio minune, mulți s-au crezut prin el. Cel mai mare proroc născut din femeie. Mare a fost Ioan Botezătorul, nu prin faptul că noi socotim un om mare după câte minuni face, să spunem așa. Uite că în ochii lui Dumnezeu a fi mare înseamnă rodul pe care îl aduci. Prin ceea ce caracterul și rodul. Caracterul și rodul pe care îl ai. Ori Ioan Botezătorul, el a trezit o națiune fără semne și minuni, ca să pregătească națiunea să vină Hristos. Care este suportul trezirii pe vremea aceea și în general în toate trezirile spirituale sau izvorul, dacă vrem? Da, suportul pe care Dumnezeu poate face lucrarea aceasta, pentru că dreptatea ne omoară. Plata păcatului este moartea. În fața lui Dumnezeu, a dreptății lui Dumnezeu, nu avem nicio șansă. Însă dragostea lui Dumnezeu a pregătit suportul ieșirii de sub acest blocaj în care dreptatea te ține la colț și vrea să te omoare. Și acesta este totdeauna, sigur în Vechiul Testament este sub formă de imagine, de icoană, de simbol, un miel, un vițel, o jerfă. Dumnezeu totdeauna a vrut să se întâlnească cu păcătosul, dar a trebuit să pună totdeauna între el și om o jerfă, adică cineva care trebuie să plătească datoria noastră, păcatul nostru. În cazul Gosenului, cred că e cea mai frumoasă și desfășurată imagine din Vechiul Testament a acestui suport. Acest popor de robi, plin de păcate, dragii de ei, să-i poți mântui și salva, aveau o singură cale, să iasă printr-o poartă de sânge. De fapt, i-am dat un subtitlu la această trezire, trezirea de sub poarta sau prin poarta de sânge. Domnul a zis lui Moise, fiecare familie să ia un miel fără cusur și să-l junghie, i s-a dat toate detaliile care toate arată înspre Hristos, nu intrăm în detalii, dar în Exod 12 se spune,
apoi să ia sângele acelui miel și să ungă ușor ușa și pragul de sus. Cu alte cuvinte, ușa era de sânge sau unsă cu sânge. Și când Domnul, la ultima urgie, a venit să se judece cu dumnezeii Egiptului, în primul rând, și cu închinătorii la acești dumnezei, Dumnezeu le-a spus, atunci voi să fiți gata cu toiagul în mână, în cinci, mâncați mielul și ieșiți prin poarta de sânge înspre promisiunea lui Dumnezeu. A vrut să le spună lor și de atunci tuturor oamenilor, ieșirea din robia păcatului se poate face doar prin poarta de sânge a mielului pascal. Și mielul pascal... Fără vărsare este, nu este iertare, spune mai târziu autorul cărții evreie. Fără vărsare de sânge. Și aici în Exod 12 le dă porunca aceasta și spune să fie o lege pentru voi și copiii voștri în viac. Și în adevăr, legea prin care Dumnezeu ne mântuie acum este legea iubirii, legea harului, legea iertării în mielul pascal. Și Ioan mai târziu, când îl va vedea pe Hristosul venind la el, a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Sigur că imediat ne gândim la Exod 12, că prin acel miel al lui Dumnezeu, păcatul la 2 milioane de oameni a fost ridicat și oamenii aceștia au ieșit liberi. Și ne gândim și la întrebarea lui Isaac, iată lemnele, iată focul, unde e mielul de jertfă? Unde e mielul? Dumnezeu va purta de grijă. Mii de ani, Dumnezeu va purta de grijă. Și chiar cuvântul spune așa în Evrei 10, cu 19, astfel, dar fraților, prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, adică în prezența lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Sunt multe forme de, dar se referă la același lucru. Doar prin sângele lui Hristos avem intrare sau ieșire din robie și intrare în promisiunile lui Dumnezeu, care înseamnă iertare, mântuire, viață veșnică, înfiere și moștenire. Și adăpostirea în fața judecății e tot în spatele ușii însemnate cu sânge. Pentru că judecata a lovit în miel. În înlocuitor. În înlocuitor. În cel care ne-a înlocuit înaintea lui Dumnezeu. Consecințele trezirii și în cazul Gosenului a fost mare. S-a născut un popor pe care Domnul îl va chema și îl va numi în Deuteronom ca fiind o împărăție de preoți pentru Dumnezeu. Domnul a zis, ați avut experiența unei mântuiri, unei eliberări, unei iertări. De acum sunteți chemați să duceți vestea că Dumnezeul lui Israel este singurul mântuitor și poate să aducă pe oricine la mântuire. Robii aceștia eliberați, și asta e o consecință a mântuirii, au fost plini de bucurie. Când au trecut dincolo de Marea Roșie, erau gata să fie prinși de egipteni, Dumnezeu a despicat marea, a trecut dincolo, au făcut o sărbătoare extraordinară în cinstea lui Dumnezeu și au cântat o cântare care se spune cântarea lui Moise și rămâne această cântare și în Apocalipsa. E menționată. Vom cânta cântarea lui Moise și a mielului. Cântarea eliberării, cu alte cuvinte, cântarea mântuirii. Și așa de frumos spune în Exod 15 pe această cântare. Cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Prin îndurarea ta tu ai călăuzit și ai izbăvit pe poporul acesta, iar prin puterea ta îl îndrept spre locașul sfințeniei tale. Iată că nu numai că i-a mântuit, dar s-a așezat în fața lor să-i călăuzească spre locașul sfințeniei lui Dumnezeu, adică spre templul lui Dumnezeu, spre casa lui Dumnezeu, spre împărăția făgăduințelor lui Dumnezeu. De aceea Domnul subliniază încă o dată, el nu vrea doar să intrăm pe poarta strâmtă. Nu vrea doar să fim treziți, ca să folosim limbajul exact. Nostru. Și odată treziți, să ajutăm la trezirea altora. Să-l urmăm pe mielul și să ajutăm la trezirea altora. Odată intrați pe poarta strâmtă, spunea cineva, trebuie să umblăm și pe calea îngustă, a răstignirii firii pământești, ascultării de împăratul care ne-a eliberat și împreună cu el formăm o armată. Și asta e o imagine, bineînțeles. El căpetenia, noi ostașii lui Hristos, chemați la un război spiritual de acum, aici e doar o icoană a tot ce s-a întâmplat și se va întâmpla
în mântuirea Domnului Hristos, chemați să ducem războiul cel sfânt al eliberării altora, după ce noi înșine am fost eliberați. Deci, una din consecințele trezirii și a eliberării a fost regăsirea identității. Practic, chiar cartea Efeseni are trei coordonate: șez, umblă, luptă. Prima dată trebuie să știm cine suntem. Apoi să umblăm, cum s-a spus, ca niște preoți, ca niște reprezentanți ai lui Dumnezeu. Și mântuirea, nouă lucrăm noi, de aceea zice șez întâi. Da, așează-te în promisiunea lui Dumnezeu. Apoi umblă cu Dumnezeu, șez, umblă și luptă apoi pentru alții și pentru onoarea lui Dumnezeu. Da. Mai mult Moise, și asta se întâmplă în orice trezire, mai ales că am spus că trezirea în primul rând se referă la un popor al Dumnezeu care a avut un legământ cu Dumnezeu. Poporul acesta a fost condus de Moise într-un legământ cu Dumnezeu. Adică în legământ două părți își jură credință unul celuilalt. Nu doar ești mântuit ca după aceea să uiți iarăși de mântuitorul. Pentru că în 1 Corinteni 10 se spune: fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, e tocmai eliberarea din robia egipteană. Toți au fost botezați în nor și mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, totuși cei mai mulți dintre ei nu au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu facem ceea ce au făcut ei, și se enumeră aici ei, deși ieșiseră din Egipt, n-a ieșit Egiptul din ei. Egiptul din ei, da. Cineva spunea că 40 de zile ar fi fost suficiente ca să iasă din Egipt, dacă mergeau pe drumul indicat de Dumnezeu, dar le-a trebuit 40 de ani ca să iasă Egiptul din ei. Da. Și a scos greu Dumnezeu și mai ales Egiptul din ei. A trebuit până la urmă să intre în robie ca să Dumnezeu să-i poată scăpa de aplecarea înspre idolatrie. Ispitele, e extraordinar în cartea Exodului, apropo de asta, da, de efortul lui Dumnezeu, primul efort de a-l scoate din Egipt, apoi de a scoate Egiptul din ei. În 40 de capitole în cartea Exodului, doar primele 15 capitole descriu lupta lui Dumnezeu cu Egiptul, cu Dumnezeu Egiptului, ca să scoată poporul. Ca după aceea 25 de capitole să prezinte lupta lui Dumnezeu cu propriul lui popor, ca să-l modeleze, să-l nască din nou și să îl ajute să și umble după ascultarea de Dumnezeu. Deci mântuirea e un eveniment, dar până la urmă e și un proces. Pentru că, iată, pășești după Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că ești matur. Deci a fi mântuit înseamnă să scap de păcat și consecințele păcatului, prin a scăpat de pedeapsă prin iertare, a scăpat de puterea păcatului prin sfințire și a scăpat de prezența păcatului prin glorificare. Deci e un proces, nu doar la groapă cineva mă dezleagă și gata, mergem la loc de verdeață. Da. Să mai vedem legat de trezire, ai niște gânduri foarte interesante aici și apoi să mergem în mod practic să le spunem celor care ne urmăresc ce pot învăța din această experiență a trezirii unui întreg popor pentru propria viață, pentru propria familie. Cred că sunt niște vremuri în care trebuie să ne chemăm familia aproape și să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că nu va fi simplu și ușor pentru creștini în curând. Și da, cum vrei să continui, mai avem 10 minute. Aș vrea să citesc doar vreo două din aceste gânduri luate din Tozer și apoi din Brian Edwards. Dumnezeu nu poruncește ca omul să fie perfect în toate, măcar că tânjim la perfecțiune, dar așteaptă ca înainte de toate omul să tânjească după Dumnezeu. Toma, tânjirea asta după Dumnezeu te împinge spre perfecțiune. Nu că vom atinge asta în viața aceasta, dar etalonul cu care ar trebui să ne măsurăm este totdeauna Hristos Domnul. Și după ce ne trezim ca și copii, trebuie să creștem până la statura plinătății care este Hristos Domnul. Și apoi Brian Edwards spune așa:
Trezirea nu urmărește plăcerea bisericii, ci curățirea ei. Unii confundă trezirea și în biserică cu o stare de plăcere doar. Ce să facem să se simtă bine oamenii? Păi ia ca trezește-te tu care dormi, probabil că nu o să se simtă bine. Decât de multe ori ar trebui să ne simțim rău, așa ca și la medic. Uneori ca să fie mai bine trebuie să fie mai rău. Da. Și să conștientizezi. Și la medic te duci și primul lucru e vestea proastă, vreau să vestea rea. Ai cancer, omule. Îți vine să leșine acolo de șocat și de întristat. Ca după aceea să spună, dar uite că este un mijloc de tratament și de a încerca să scăpăm de boala respectivă. Așa că Dumnezeu va sacrifica binele nostru vremelnic de aici de multe ori pentru binele nostru veșnic. De aceea, în dragoste ne trimite suferințele. În dragoste ne trimite încercările, numai și numai cumva să ne ajute să ne trezim. Dar ne trimite și avertizările. Și ne trimite avertizările. Nu doar ca să ne întristeze, măcar că întristarea după voia lui Dumnezeu, spune Pavel, este o binecuvântare. Se cuvine să ne întristăm după voia lui Dumnezeu, ca după aceea să avem disponibilitatea să acceptăm și soluția lui Dumnezeu. Ai o rugăciune în carte pe această meditație la trezirea din Gosen, dacă vrei să o citești, și apoi să ai un mesaj direct privind spre telespectator legat de ceea ce se impune. Cu alte cuvinte, n-am vrea să se creadă că vrem să facem istorie. Tot ce s-a întâmplat este pentru noi, spune Apostolul Pavel. În 1 Corinteni 10. În 1 Corinteni 10. De aceea am încheiat meditația asta cu o rugăciune în care ne rugăm așa, Doamne, trezește-ne și pe noi la o viață de totală dependență și ascultare de Tine. Ajută-ne să învățăm din pilda poporului ales de Tine, poporul evreu, și să nu ne culcăm și să dormim de-a binele, abizuindu-ne doar pe alegerea Ta în slujba preoțească, și astfel să uităm că mântuirea depinde nu doar de o întâlnire cu Tine și nu numai de un legământ făcut cu acel prilej, ci de trăirea unei vieți vrednice de statutul nostru de fii a celui prea înalt. Ajută-ne să umblăm cu Tine ca sfinții tăi de odinioară, Enoch, Noe sau Moise, și cerem lucrul acesta în numele Mielului lui Dumnezeu, care ne-a oferit eliberarea din Egiptul păcatului, l-am numit cum și Biblia îl numește, adică din mijlocul lumii fără Dumnezeu. M-aș îndrepta înspre cei ce ne ascultă și aș vrea să le spun că ceea ce s-a întâmplat atunci este o realitate pe care o gustăm și noi din plin. Niște oameni care au fost cândva lui Dumnezeu, plecați din țara lor natală, m-aș îndrepta spre diaspora românească. Poate în România ai fost credincios, au fost condiții de persecuție și te-a ținut treaz persecuția. Poate te-a ținut treaz vegherea părintească sau prietenilor din România și te-a împrăștiat pe Mapamond, pe toate meridianele acestea, ca și popor al lui Dumnezeu, ca și biserică nou-testamentală. Și precum odinioară, poporul evreu a început să urmeze și obiceiurile păgâne, necreștine, care n-au nimic cu Scriptura și cu adevărul, dintre popoarele sau ale popoarelor unde am fost împrăștiați. Dumnezeu ne cheamă la a ne trezi din orice alunecare, acolo departe de casă, poate departe de familie, departe de Dumnezeu în ultima instanță. Pentru că oriunde am fi, putem să fim cu Dumnezeu. Nu locul sfințește omul, omul sfințește locul. Așa că oriunde am fi, în România sau în diaspora românească, Dumnezeu vrea să avem o relație vie cu El. Și asta pentru că El ne iubește și ne vrea numai binele. Ne vorbește în fiecare zi doar ca să fim fericiți. Și aș dori ca toți care ne ascultă să ajungă să fie fericiți. E prea multă durere, e prea mult păcat, e prea mult țipăt, sunt prea multe lacrimile. Dar toate acestea sunt consecințe ale păcatului, ale neascultării noastre sau a neascultării celor din jur. Domnul vrea mântuirea păcătosului și nu pierderea lui. De aceea
Aș ruga pe cel ce ne ascultă să nu se simtă jignit de chemarea noastră la trezire, să nu se simtă jignit de diagnosticul pe care Dumnezeu ne-l pune chiar și nouă creștinilor care n-am vegheat și am adormit. Și diagnosticul ăsta se numește păcat sau păcătos. Domnul însă a pregătit mijlocul să ne scoată afară din Egiptul păcatului și să ne ducă înspre țara acelor promisiuni frumoase, că va fi o lume a lui Dumnezeu, o împărăție a lui Hristos, unde va domni dreptatea, unde nu va mai fi moarte, nici țipă, nici durere, pentru că Dumnezeu va fi cu omul și omul cu Dumnezeu, locuitori pentru totdeauna. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. E un prilej extraordinar ca să facem o întorsătură, o reînnoire a legământului nostru cu Dumnezeu și de a trăi viața așa cum se cuvine. Să alegem pe Dumnezeu încă o dată. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Așa să fie. Mai avem câteva minute și îmi voi permite să continui ceea ce am început din 1 Corinteni 10. Aici, în 1 Corinteni 10, începând cu versetul 1, se reamintește experiența chiar de pe vremea lui Moise, a poporului evreu, avantajele extraordinare care fiecare, dacă le luăm, prefigurează experiențe și nou-testamentale, sigur, de alt nivel. Și concluzia era, totuși, cei mai mulți, în ciuda acelor experiențe, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Și aici voi enumera și cuvântul Domnului elimină niște stimuli care s-ar putea să ne trezească. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii din ei. La orice ține omul mai mult decât la Dumnezeu, e un idol, e un Dumnezeu. Exact. După cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23 de mii. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți, vai câtă cârtire în secolul Boala 21, nemulțumirii. cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri, ni se arată foarte clar de către Apostolul Pavel, li s-au întâmplat și noi le abordăm ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșitul veacurilor. Astfel, dar cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Dar avem și o promisiune extraordinară și ar fi bine să reținem 1 Corinteni 10 cu 13. Nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Vremurile sunt extrem de târzii. Am auzit recent o întâmplare, chiar duminică dimineața, la o slujbă la o biserică, ci că un copilaș a umblat la un orologiu, la un ceas și i-a stricat mecanismul. Și noaptea, în loc să bată regulat, a bătut de zeci de ori la un moment dat. Soțul și-a prins somn, tatăl a auzit bătăile și a trezit soția și a zis: trezește-te că niciodată nu a fost așa de târziu ca acum. Pentru că a auzit foarte multe bătăi și și-a dat seama că el nu le-a dat curs, deci a trebuit să bată de multe ori. Ei, cred că niciodată nu a fost așa de târziu ca acum. Pe orologiu lumii se prefigurează Venirea Domnului. venirea Domnului și împlinirea ultimei cărți a Bibliei, deci să ne trezim și mulțumim invitatului pentru gândurile din Vechiul Testament. Vom merge și spre alte zone, probabil încă în două emisiuni, și apoi vom face o pauză și când vei mai veni prin România vom continua. Doamne ajută. Mulțumesc mult! Să-L cunoaștem pe Domnul și să-L facem cunoscut și altora. El vrea să-L cunoaștem, pentru că a fi trezit înseamnă a-L cunoaște pe Domnul și a avea o relație cu El.